Salutare dragi traderi! Sunt Cristian Bucea pentru cursuri Forex. Este data de 12 iulie sau aproape 13 iulie, este aproape miezul nopții când fac eu acest video. Oricum, irelevant acest aspect. Eu sper că ați dat un weekend minunat de cei dragi și, ca de obicei, așa cum am obișnuit, împărtășesc cu voi opinia și vina mea asupra unei parități de swing trading în fiecare săptămână. Iată observăm săptămâna trecută, piețele se întrebau dacă pericolul cu la COVID-19 a trecut, pentru că așa ar părea, vedem piața de acțiuni în continuare este bidată, am văzut raliu, piața este cumpărată, însă în opinia mea în continuare reprezintă riscuri și cu siguranță, oricând pericolul poate să apară, dar asta e bine să fim cu ochii pe headline-uri, oricum acțiunile au fost foarte bidat și am stat acest raliu pentru că am văzut în ultima perioadă acțiune fără precedent a băncilor centrale, dar chiar și așa eu personal și precaut să fiu un investitor în acest moment, prefer să fiu un trader de intraday să speculez anumite momente la London sau New York Open în special, însă Vedem, dolarul american și-a păstrat cu relația negativă cu acțiunile, s-a retras ușor săptămâna trecută, a văzut dolar indexul undeva 0,5%, a închis săptămâna undeva în pragul la 96,60-70, iar euro a continuat să-și consolideze câștigurile recente în absența unor comunicări de date majore, euro a atins pragul de 1,13, dar a închis imediat sub 1,13, undeva la 1, 12, 97%. Dacă săptămâna trecută nu au fost date economice majore din zona euro, situația se schimbă săptămâna ce urmează pentru că avem ECB, foarte important să urmărim uh, convenția de presă, bineînțeles și alte headline lucrurile la situația de coronavirus pentru că aceste headline nu sentimentul de riscon, riscov, se poate schimba de la o sesiune la alta sau chiar de la oră la alta. E foarte important să fim cu ochii pe aceste headline-uri. Mai mult de atât vă reamintesc că ceea ce spun eu astăzi poate să mai fie valabil pentru o zi, două, trei. Cu siguranță vom aborda în detaliu toate aceste aspecte cu membrii comunității noastre la webinarul săptămânal, care îl ținem în fiecare săptămână. Însă până atunci revenim la euro-dolar. Mă interesează să urmăresc fundamentele sunt destul de clare pentru mine. Euro în continuare este destul de puternic, mai ales dacă de când am avut acea numele surpriză a ECB-ului cu acel program PEP în care s-au ajuns la un total de 1.35 trilioane de euro. Am văzut a fost s-au adăugat 600 de miliarde la acea vreme. O să vedem săptămâna următoare ce se va mai discuta. Bineînțeles, dacă o să avem parte de o surpriză din partea ECB-ului, îmi voi schimba bias și viziunea. Însă, până atunci, până atunci, din punct de vedere tehnic, dar și fundamental, dacă piața de acțiuni continuă să facă ceea ce a făcut până acum și probabil vom vedea un short squeeze uh, mai mare dată chiar discutam cu membrii comunității, am făcut un video cu membrii la mentor și discutam de ceva lucruri mai avansate pe SP500 pentru că piața este în balance cu un tren puternic și putem să ne așteptăm la short squeeze și pragul la 3200 atins și chiar mai mult în extensie. Uh, bineînțeles să vedem cum se vor deschide piețele astăzi până mai la New York Open dar, dar foarte important ce se va întâmpla. O să fiu, oricum o să mă cu atenție, zona la 3200 pe pragul la 3150-3160 care îmi va dicta și îmi va spune cum trebuie să reacționez. Vă reamintesc că e foarte important să reacționăm la ceea ce se întâmplă, nu să încercăm să fim un Nostradamus, să încercăm să ghicim ceea ce se va întâmpla. Însă, dacă... Piața de acțiuni în continuare va face ceea ce a făcut până acum așa nume, am văzut un raliu, a fost bidat, a fost cumpărată și nu obținem lucruri negative din partea ECB-ului, Bineînțeles că dolarul își va păstra această corelație cu riscul, sentimentul risk riscov dacă piața de acțiuni urcă dolarul în mod natural va fi destul de weak și atunci avem aceste fundamente plus pattern acesta tank de mișcare impulsivă, spre euro-dolar grafic de 4 ore, mișcare impulsivă și această vreau să spun acest pattern de bullish flag însă Însă, chiar dacă prețul mi-a făcut break, vedem, avem acest acest trendline, prețul face break, l-a retestat, de zona de 1.12.50 50. Într-adevăr, observăm, vânzătorii n-au mai avut putere să împingă, să împingă prețul în zona de 111 11, .50. Și s-a format acest bottom la 11.70, vedem acest break, este un semnal destul de clar din partea buyerilor, practic buyeri agresivi, seller pasivi. Însă, chiar și așa, sunt destul de precaut și aș vrea întâi să văd eventual un break peste zona de la 1.13.500, 1.13.600, hai săptămâna trecută, pentru a prinde moment, mișcarea și doar dacă obțin acest break, îmi va, va, plăcea mult, mai mult să deschid poziție long. Avea până atunci prețul va avea timp să vedem ceva, ce, ceva fiș la conferința de presă la ECB plus să urmărim headline cu la coronavirus plus cu la programul PEP dacă vor mai apăra informații. Interesant cum se vor desfășura lucrurile, însă scenariul principal pentru euro, cât timp nu se schimbă aceste fundamente, iar prețul este crucial, aici este o zonă cheie în opinia mea, o zonă cheie de suport, rezistență, key level, în opinia mea, pentru acest potențial bullish flag, cât timp prețul se menține peste aceste low-uri la 1.1250, zonă cheie, nu am motive să-mi schimb bias tehnic, nici fundamental, însă decât... Uh, ok, am șters tot, haideți că nu este foarte relevant, știm ce zonă ne interesa, razon la 1.1250. Eu personal nu aș vrea să deschid poziție long undeva din zona aceasta. Chiar dacă este probabil să găsim buyer aici, stosul sub zonă, prefer, repet, să văd acel break peste pragul acesta de 1.13.50, 1.13.600 și atunci cu adevărat o să vedem un momentum, având ca prim target undeva zona la 1.14. 1.14.200, 300 iar target în extensie un 15 proaspătul rotund extrem de important, de ce spun extrem de important, nu doar pentru că nu doar pentru că este un prag rotund, dar pur și simplu dacă ne uităm pe euro, avem de a face cu un pattern, în opinia mea foarte important pe moneda unică europeană de la chiar la înființarea ei, vedem avem de a face cu un pattern foarte, foarte, foarte important. Și ce observăm aici? Este grafic de euro-dolar month, fiecare candlestick are o lună, bine să stai, este time frame foarte mare, însă în opinia mea cât timp prețul va sta în această zonă, este mai mult o zonă de balance, o zonă de consolidare în care, cu cât timp stă mai mult prețul aici, asta nu înseamnă că este rău pentru că ați văzut pe un timeframe mai mic, cum ar fi 4 ore daily, sau mențești, ne cine intra intraday 5 minute, o oră, se pot profita de aceste, aceste swing high-uri, swing low-uri, aceste mișcări într-un context de higher time frame de consolidare, dar în contextul de intraday sau într-un context de swing trading, cu siguranță prețul ne oferă mișcări decente. Însă cu cât timp prețul mai mult va sta în această zonă, cu atât factorul timp este crucial, pentru că atât timp cât prețul se consideră mai mult, cu atât va fi break-ul, break, au tu sau break, dau nu, mai puternic. Vă reamintesc, prag de 1.15, dacă o să obținem un break peste 1.15, atunci probabil vom vedea euro spre 1.25. Bineînțeles, asta este un pattern de termen foarte lung, aici depinde foarte mulți de fundamente care se pot schimba rapid, în, acea, în opinia mea, în această perioadă, destul de mare încetutinea și la în nivel global, este greu să spune și în opinia mea nimeni nu știe exact ce se va întâmpla. Tocmai de aceea este datoria noastră ca și trader să fim bun manager de risc și să urmărim aceste lucruri pentru că poate la 1.15 găsim selleri agresivi, apoi avem și fundamente de partea noastră, o să vedem sell-off, dolarul se va întări, va fi un safe haven din nou și o să obținem acel breakdown sub acest prag de 1.07 și o să vedem un sell-off. Cine știe ce se va întâmpla? Trebuie să urmărim, să fim open mind la ambele scenarii foarte, foarte important să urmărim ambele scenarii. Însă până atunci, pe un time frame mai mic, v-am arătat ceea ce urmăresc eu și ce vreau să văd pe euro-dolar. Cam asta ar fi pe această săptămână. Recomand săptămâna ce urmează să fiți cu ochii pe piața de acțiuni pentru că ele conduc toate celelalte piețe importante, având vreo că piețe sunt corelate între ele. Nu contează că tranzacționezi stocks, forex, futures, este foarte important sau bineînțeles chiar și piața de opțiuni, însă atenție, nu mă la opțiuni binare, nici de cum, nu recomand să faceți asta, în opinia nu o să-mi expun părerea publică aici, dar sfatul meu, stați departe de opțiuni binare sau cei care au zis opțiuni binare, dacă vreți să naționați, tranzacționați pe piețe reglementate, piețe serioase, future stocks, forex. Chiar și piața, cine vrea să investească în momentul de față, chiar și piața de cripto a fost mai bine reglementată. Le, atenție, cripto de, dețin ceva portofoliu în cripto, dar le văd mai mult ca investiții pe termen lung. Nici de cum nu recomand tranzacții, speculații, a în alte piețe la intraday. Și vă reamintesc că ceea ce împărșesc cu voi nu sunt sfaturi de tranzacționare, este pur și simplu opinia și vina mea asupra unei piețe sau a pieței în general. Vă reamintesc că tradingul implică riscuri, este un business într-adevăr high risk, dar și high reward. Uh, și dacă sunt persoane la început de drum care vor să afle mai multe lucruri despre piețe în general, oameni dragi, recomand să nu faceți investiții, să nu deschideți conturi uh, cu sume de bani sau mai sume de bani care nu puteți să-i pierdeți nici de cum sau să plătiți ceva nici de la mine sau de la noi sau de la oricine altcineva, recomand să citiți articolele noastre, aveți o mulțime de articole gratuite cu siguranță să vă ofere chiar suna viitoare. Încercați să stați cu ochii pe site-ul nostru, vom mai posta un articol. Dar aveți o un de articole gratuite, nu doar aceste ultime articole, extrem de interesante, în special cum full-time intraday, cei care vor să facă o potențială carieră, dar recomand aveți timp să știți aceste articole. Bănuiesc că nu o să citiți mai mult de 50 minute la un articol. Și sunt gratuite toate aceste articole și mai mult de atât avem și un curs Forex Start. Este gratuit pentru pentru începători este destul de benefic, dar și pentru unii avansați poate chiar vor găsi informații utile aici. Bineînțeles, este, este un curs free cu informații de bază și cu siguranță cei care vor să privească trenul un ca o potențială carieră sau să învețe cum să atace piețele. Bineînțeles că avem și cursuri plătite. În momentul de față avem pachet destul de avantajos, pachetul Forex Pro, pentru cei care chiar vor să facă performanță și o potențială carieră în care cuprinde toate cursurile noastre, Forex One, Forex 2, Forex 3 și Trader Mindset Mastery, în care practic în Forex One aveți bazele tranzacționării, plus toate analiza tehnică clasică cu peterne de candlestick-uri, de charturi, money management, easy World, trade, Mergem în Forex 2, cu tranzacționările din calendarul economic, Forex 3, cum atacăm piața la intraday, la London și New York, Copon, Cursul de mindset este extraordinar de bun pentru că vă reamintesc cu dragi această strategie bine pusă la punct depinde doar de tine cum o execuți. Pentru că doi traderi care au exact acea strategie, aceeași abordare, poate să aibă rezultate total diferite. Mindset-ul în trading contează extraordinar de mult. Aveți și șase luni gratuite, odată ce veți achiziționa acest pachet, veți primi o invitație cu ca anul nostru de pe Discord. Avem o comunitate peste 100 de membri în momentul de față. Și în opinia mea, comunitatea este cea mai, bună, cea mai bună metodă de a te dezvolta. Pentru că aveți acces la peste 20 de canale, inclusiv puteți să puneți întrebări. Pentru webinarul săptămânal, o mulțime de info prețioase. Aș putea spune că informații din comunitate sunt chiar mai prețioase decât informații, unele informații din curs. Bineînțeles, aveți nevoie de aceste baze pentru a înțelege ceea ce discutăm în comunitate și ce facem pentru că nu ne interesează opinia random a oamenilor care nu cunosc aceste, aceste tocmai de aceea este doar pe primii membri, doar care a acționat unul dintre pachetele noastre. De la anul, cu siguranță, vom mai schimba acest lucru și cel mai probabil vom deveni o comunitate privată, nu vom mai accepta membrii noi avem motive foarte clare pentru ce facem acest aspect, însă momentan, cu siguranță până la acest final de an, toată mai este bine, venit la noi în comunitate și vă reamintesc cu oameni dragi dacă în caz nu sunteți mulțumiți din oricare motiv, fie că nu v-au plăcut cursurile, fie că nu sunt pe placul vostru, fie că nu este potrivit domeniul pentru voi, este normal, este un domeniu care nu este potrivit pentru toată lumea și este în regulă, la fel cum și un business nu este potrivit pentru toată lumea, la fel cum și un sportiv nu poate să aibă succes în acel domeniu, da? Și știți foarte bine, rata de succes cam în or, fie că se vorba de sport sau de business, nu este una tocmai foarte încurajatoare, mai ales în trading, cu siguranță, chiar și într-un mediu profesionist, aproximativ 80% au parte de eșec și doar 20% au parte de succes. Am fost mereu transparent și sincer față de voi, ăsta este adevărul, dacă vrei să ai succes trebuie să muncești, noi suntem aici să vă ajutăm să vă susținem cât putem de mult, dar restul depinde și de voi să faceți acest lucru. Mai important de data asta, vreau să precizez, veți primi money back dacă nu sunteți mulțumiți. În termen de 7 zile, money back 100% la absolut toată suma de bani. Trebuie doar să ne lăsați un e-mail și cu siguranță un e-mail contului ban, nume, prenume și vom trimite bănuții și o să ajungă la voi în câteva zile. Ce mai vreau să, să precizez, am văzut câteva persoane care au avut mici probleme cu Forex Start în sensul că nu n ați putut să vedeți cursurile pe, pe mail, nu primeați mail-ul, Dacă în caz mai vedeți acest lucru o să vă rog mult să ne lăsați un e-mail la, la noi pe site și adresa de mail este contactaruncursurforex.ro lăsați un e-mail și cu siguranță vom remedia și vom rezolva problema, dar de ce mai multe ori nu era nicio problemă, pur și simplu trebuia să vedeți videurile, intram în spam și trebuie să verificați și spam-ul, ăsta ar fi sfatul meu. Oameni dragi, nu o să mă îngresc acest video mai mult de atâta. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat și dacă toate aceste informații care le împărtășim cu voi săptămânal le găsiți utile într-un fel sau altul, am apreciat foarte mult dacă ne-ați susține cu un like, cer sau subscribe. Până atunci, vă urez săptămâna minunată și mult succes în toate. Ne auzim săptămâna viitoare.